La finele anului trecut, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara, erau înregistrați 6.231 de șomeri, dintre care 2.978 femei. Din acest total înregistrat la AJOFM Hunedoara, 3.018 beneficiau de ajutor de șomaj. Cele mai multe persoane fără loc de muncă la finele anului trecut erau bărbații din mediul urban, cu vârsta cuprinsă între 40 și 49 de ani și cu studii liceale. Rata șomajului în decembrie 2021 a fost de 3,49%, în creștere cu 0,15 puncte procentuale față de luna precedentă. Georgeta Tomuța, director executiv al AJOFM Hunedoara, a făcut o comparație între 2021 și 2020, ani în care ne-am confruntat cu pandemia de coronavirus, dar și cu 2019, un an normal, șomajul înregistrat la finele anului trecut fiind în creștere față de ceilalți doi analizați. La finele lunii decembrie 2021, rata șomajului la nivelul județului Hunedoara a fost publicată în procente de 3,64 puncte procentuale. Se înregistrează o creștere și dacă facem o analiză comparativă cu anul 2019, în care pandemia nu ne-a dat de furcă și ne-am desfășurat în condiții normale, rata șomajului la decembrie 2019 era 2,99. La anul 2020, încheiam anul cu rata șomajului la luna decembrie de 3,34. Există o creștere și față de 2018, dar rata șomajului este mult mai mică decât cea din 2017, când era de 4,36%. În ceea ce privește cea mai mare rata șomajului în județul Hunedoara din ultimul deceniu, s-a înregistrat în 2013 și era de 7,47%, mai mult decât dublu față de cea de la finele anului trecut. Mai multe detalii pe această temă, dar și alte subiecte interesante, puteți afla urmărind imediat după jurnalul de știri emisiunea La Subiect, în care este invitată Georgeta Tomuța, director executiv al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara. De asemenea, emisiunea mai poate fi urmărită pe pagina de Facebook 1TV, dar și pe canalul YouTube al postului de televiziune 1TV.